știe și el să slăvească pe Iisus. Pentru că a slăvi pe cineva înseamnă a-i da onoare și a-i recunoaște toate meritele. Știți, pe pământ sunt oameni care au slava lor. Dar a slăvi pe Fiul lui Dumnezeu ca având credință că El ne va da viață veșnică celor ce caută slavă, cinste și neputrezire, așa zice în Roman, capitolul 27, este, cred că, un deziderat a copiilor lui Dumnezeu. Frate Iov. Ieri m-am întâlnit cu Ștefan Tarcea. Și mă întreabă, ce mai faci, frate Iov? Vei vedea și tu ce fac eu acum, când îi avea 76 de ani. Mă laud acum. Orice lucrare și-are începutul. Când am început să scriu poezie, vă recit acum poezia care era cea de-a 13-a poezie scrisă. Se întâmpla asta în noaptea de 13 spre 14 aprilie 2010. Cuvântul. În subconștientul meu l-am iubit pe Dumnezeu chiar și atunci când eram un rebel. Un început hotărător. O dăruire în trăire, cu gândul orientat spre Dumnezeu, cu recunoscuta Lui călăuzire, care ne luminează mintea să vadă izvorul curgător curgând, să-i auzi susurul, să-L înțeleagă și auditorul. Cuvântul a fost primul creat în opera creației, a fost invitat ca fiu și meșter al Universului. Cu ungele din înțelepciunea Tatălui. Ai primit însușiri divine, mântuitor, moștenitor, biruitor, pâinea vieții dătătoare, izvorul apelor curgătoare. În opera mântuirii ai fost miel pentru jertfit, în lumină soarele neprihănit, în creație brața lui Iehova. Ca poziție în univers, fiul Tatălui numit, în slujire pentru om mijlocitor, în calitate de mare preot. În mântuirea lumii, salvator, ca rege al regilor, ca un întemeiator a împărăției Tatălui pe pământ. Pe pământ ai arătat calitatea de păstor adevărat și bun, legând atent rana oilor cu pansamentul și alifia iubirii. Bolnavilor medic le-ai fost, păcătoșilor izbăvitor, celor închiși eliberator, celor nevoiași ajutor. Săracilor le ești bogăția lor, bogaților le areți neputința lor, înțelepților le ești luminător. Ai arătat slujire preoților. Ai plătit în locul nostru tot. Ne-ai spălat să fim curați, ne-ai luat în brațe pe toți, călătorim în siguranță. Ai fost și ești de toate pentru toți. Dacă am uitat pe oricare, tu nu uiți pe nimeni din planul mântuirii. Amin. Amin. Mai aveți răbdare să vă mai spun una, că pe duminică, două duminici nu mai vin. Mă duc în Timișoara. O să vă zic una care am mai citit-o,
Am mai recitit-o și ea se intitulează Dacă te regăsești. Vă rog să vă căutați. Dacă vă regăsiți în versurile acestea. Fii sincer cu tine. Ai fost pe aici sau ești? Ascultând expunerea, poate în ea te regăsești. Când eul se simte slab, caută ajutorul lui Dumnezeu. Când eul se vede mare, este piticul pe care îl cresc eu. Când eul mă vrea mare, sunt în cea mai joasă stare. Când eul face totul, toate, face un nimic din toate. Când eul se crede la înălțime, sigur Domnul nu-i răspunde. Când eu caută calea lui, vâslește fără vâsle. Când eu vede toate bine, când eu crede toate bine, atunci are sigur miopie. Își mângâie doar firea. Când eu se afirmă, Nicodim noaptea se plimbă. Când ispitește pe Dumnezeu, crește Nicodimul meu. Când doar euul știi, pare că ești știut, Nicodim e singur pe drum. Când zice că nu înțelege, se ascunde după lege. Când euul se crede avut, când euul e de sine plin, seamănă cu un încrezut. De Dumnezeu este străin. Când eu nu-i flămând, este alimentat de un alt stăpân. Când nu-l ascultă pe Dumnezeu, nu-i înțelege nici scopul său. Dacă s-ar opri la timp, să ia drumul îndărăt, ar recupera ce a pierdut, ar abandona ce e trecut. Dacă trăiește cu trecutul, nu analizează prezentul. Nu poate vedea viitorul. E prizonier la trecut. Acestor stări le ceri. Pocăința uitată e. Să o aducă la prezent, să fie vindecat complet. Celor căzuți le ceri. Ridicați-vă drept. Să-și îndrepte starea cu Scriptura la Cel ce oferă mântuirea. Rupeți legături trecute. În Hristos vă vindecați. În Hristos apoi umblați. În Hristos să fiți iertați. În Hristos să îndrăzniți. De Hristos să ascultați. Ascultați sfatul Lui. Îndrăzniți. Ca să biruiți. Amin. Amin. Sigur că în loc să vorbească despre eu, adică despre Iov, vorbește despre Nicodim. El. Știi cum e? Despre eu vorbesc numai atunci când mă cred ceva. Când nu mă mai cred ceva, când îți vinovat, ăla, o făcut de aia, s-a întâmplat lucrul ăsta. Știți, femeia pe care a făcut-o. Sigur că trebuie să învățăm că în Hristos nu mai este eu. În Hristos este numai noi. Dar noi am rămas împărțiți oarecum și totdeauna ne place să vorbesc că eu nu cred așa, eu n-am făcut lucrul acela, eu n-am fost de acord cu fratele, eu și eu și iarăși eu. E ceva foarte actual eul acesta și să știți că e o mare problemă. Eul este prăpastea între noi și Dumnezeu. Eul.
Domnul să ne ajute ca să depășim și această situație și să înțelegem că în Hristos este o adunare sfântă, care noi, toți împreună, fiecare la locul Lui, dă slavă Lui Dumnezeu, laudă pe Dumnezeu și învață de la Iisus. Învățați de la mine, zicea fratele, despre învățătură. Noi învățăm multe lucruri care nu ne sunt de folos. Dar dacă învățăm cele care ne sunt cu adevărat de folos, exact ca și cu lucrurile materiale, strângem multe lucruri care nu sunt de folos. Dar ne place să ne lăudăm cu ele pentru că eu le-am făcut. Eu n-am stat și am dormit. Eu am muncit. Și tot ne lăudăm cu eu. Multe lucruri nu ne sunt de folos și a trebuit să fim înțelepți. Cum erau înțelepți? Cine erau înțelepți acolo? Șerpii? Vedeți că foarte interesant. Șarpele are și conotație pozitivă și negativă. Biblia e spusă cât într-un fel, cât în altul. Trebuie să nu iei așa de-a dreptul. Și dacă am înțeles că faraonul reprezintă pe diavolul, să nu înțelegem că faraonul poate reprezenta și pe Dumnezeu. Nu? Sunt imagini. Toate au fost scrise mai dinainte pentru învățătura noastră. Zicea în timpul acel Apostolul Pavel despre lucrurile Vechiului Testament. Păi lucrurile Noului Testament n-au fost scrise spre învățătura noastră. Vedeți? Deci aici a fost scrise spre învățătura noastră. Dacă putem învăța din orice lucru, este folosul nostru. Domnul să ne ajute. Fratele Valentin. Și apoi pregătim Eroi Slavei. Și dacă cineva vrea să facem o cântare, sigur. 2.20. Da. Iubiți frați și surori, așa am simțit nevoia de a citi câteva cuvinte. Eu foarte mult când citesc în psalmă, le găsesc așa, prin trăirile omului iubit de Dumnezeu, David, și aș vrea să fiu și eu între niște oameni, dar de multe ori neputințele sau lucrurile care mă înconjoară. Sunt niște piedici în viața credinciosului și foarte frumos a vorbit Dumnezeu, să știți că ce încearcă cel mai mult pe om e credința. Ăsta e lucru care l-am găsit eu pe paginile Sfintelor Scripturii arătat și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne mărească credința, frați și surori. Mai ales în timpurile astea. Când vorbea fratele Ionică, leu din seminția lui Iuda e bun și leu care răgnește vrea să înghită pe cei credincioși. Cu aia are de lucru. N-are cu ceilalți fraților și surorilor, frate. N-are, că aceea sa lui. Deci este de partea lui. Face voia lui. Noi să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune să nu fim printre aceia. Să fim robi buni și credincioși. Și să ne vedem micimea noastră, neputința noastră, toți trecem prin diferite, să știți. Nu știu cine se poate lăuda că nu trece prin ceva. Pentru că așa e starea de lucruri care e astăzi pe pământ. Și citind în Psalmul 39, vreau să... Dar vreau să vă citesc și câteva versete, așa mai sări ca să nu ocup prea mult timp. Nu mă părăsi, Doamne Dumnezeule, nu te depărta de mine. Vino de grabă în ajutorul meu, Doamne, mântuirea mea. Asta e din 38. Mi-s foarte dragi cuvintele astea. Și ce, să nu uit, ce vreau să vă amintesc la voi, trebuie să mai punem ceva ca și o completare, dar nu de la noi. Ce-a zis Domnul Iisus referitor la lucrurile care David le-a văzut un pic altfel. Că acolo era încă lege, el trăie după lege. Op pentru op, dinte pentru dinte. Și vine Domnul Iisus și unde zice să-i nimicești pe vrăjmașii mei, Domnul Iisus vine binecuvântați pe vrăjmași. Și acolo, deci, trebuie să fim foarte atenți la psalm, când citim psalm, când e acolo noi să zicem, Doamne, binecuvântă pe cei ce nu văd să vadă. Deci noi să trecem că iubirea e lucru care este și va rămâne veșnic. Așa a aranjat Dumnezeu lucrurile. Și sunt tare minunate ce a făcut Dumnezeu.
Ziceam, voi vega asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frugurii cât va sta cel rău înaintea mea. Oare, facem de multe ori lucrul ăsta. Am stat mut în tăcere, am tăcut măcar că eram nenorocit. Și totuși, durerea mea nu era mai puțin mare. De multe ori am încercat metoda asta. Dar credeți că am izbutit de multe ori să pun frâugurii în limbi? Nu, că ori eu, ori altcineva mă împungea din spate. Dar zi că e așa, și poate cu dreptate, fraților, să știți. Nu cu nedreptate, deci zici lucrurile. Dar de multe ori ce să tăcem, să putem să tăcem, că tare bine ar fi. Că dacă pui paie sau lemne pe foc, focul e mai mare, dacă pui apă, tăcere, să stinge focul. Și lucruri foarte importante. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lac de mână. Și viața mea este ca o nimica înainte ta. Da, orice om este dar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Zicea fratele eu, cam el e mai în vârstă. Și eu mai aproape că pot să zic că spăpaș aceea. Când eram copil și tânăr, nu mă interesa nimic. Deci, purtam, de nu mă durea nimic. Și acum, asta trebuie să vedem, că-s trecător. Ce am făcut, ce fac cu viața mea. Și de multe ori, neputințele, cum am zis, sunt tare mari. Dar o umblă ca umbră, se frământă degeaba. Strânge la comori și nu știe cine le va lua. Aici încă vă spun, asta e și, deci eu, că de-aia zic că mă regăsesc foarte mult când citesc Psalmii lui David. Strângi și nu duci nimic cu tine. Știți care a fost sfatul tatălui meu, dar înainte de a închide ochii? Și el a fost un om credincios. Îți dragă tati, să nu faci ce am făcut eu. Că am crezut că duc lumea asta cu mine. Și am om zice, nici chiar vorbi nu mai putut. De-aia de multe ori, dar nu ne dăm seama, fraților, poate de multe ori numai când e târziu un lucru. Și atunci nu-i tare bine. Deci când e prea târziu lucrul respectiv. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine-mi este nădejdea. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocară celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Asta să fie credința noastră. În Dumnezeu și El să lucreze pentru noi. Să se lupte pentru noi. Tare bine ar fi așa dacă am fi. Nu zic că nu sunt. Deci oameni, că Dumnezeu întotdeauna a avut oameni credincioși. Abate loviturile de la mine, îmi iese sufletul sub loviturile mâinii tale. Tu pedepsești pe om și lovești pentru fără de legea lui. Îl prăpădești ca molia, ce are el mai scump? Dar orice om îți dă o suflare. Ascultă rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, că sunt un străin înaintea ta, un pribeac ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc să nu mai fiu. Tare frumos completează Psalmul 40. Îmi pun sese nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. Deci Domnul ascultă pe credincioși, în mod deosebit. Și eu zic, ascultă și pe cei care cred cu adevărat în Dumnezeu. Că mulți de aici n-am auzit sau nu ne-am avut binecuvântarea să ne naștem în casă de oameni credincioși altfel decât e lumea asta creștină. Și Dumnezeu totuși a ascultat pe mulți și i-a pus picioarele pe stâncă și o încredere deosebită. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trimitez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile, nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine. Mulți explică versetul ăsta că e vorba de Domnul Iisus. Dar eu, dacă și tu, frate și soră dragă, dacă ești un urmaș și vrei să fii cu Domnul, despre tine nu vorbește versetul ăsta. Vorbește și despre noi, frați și surori. Cum a zis și David, și noi putem să zicem. Și să fim, am fi foarte fericiți dacă ne-am putea enumera pentru aceia care Dumnezeu ne-a pus deoparte pentru o lucrare bună. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Că nu se poate altfel. Așa trebuie să fim.
Vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare. Iată că nu mă închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurare, ci vestesc adevărul tău și mântuirea ta. Și nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu vei opri îndurările tale, ci bunătatea și credincioșia ta mă vor păzi totdeauna. Izbăvește-mă, Doamne, vino de grabă în ajutorul meu, să fie rușina și înțeles tot ceea ce vor să-mi ia viața. Mărit să fie Domnul, eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu, nu zăbăvi, Dumnezeule. Mulțumesc, frați și surori. Atât am zis de dragi cuvintele astea și mă rog, ca Tatăl Ceresc să mă ajute și pe mine și pe voi să le putem întipări bine în minte și să avem parte de ele, să le trăim în viața noastră. Că deja, într-adevăr, cum zic frații, vom vorbi numai dacă nu mergem cu ceva de aici și vă spun atâta de înșelătoare lumea asta și timpul în care trăim noi acum mai mult ca oricând. Ne face să alergăm încoace și încolo nu pentru lucruri numai care sunt pentru viața veșnică. Că cu acele mere omul de aici, cu acele rămâne. Ce-am făcut pentru Hristos va sta, dar ce-am făcut pentru euri care s-au vorbit azi foarte, astea toate rămân și nu știm cine le va folosi sau ce se va întâmpla cu ele. Din toată inima vă doresc ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze, să fim toți un David, să fim alți credincioși care să arătați aici și să ne luptăm lupta bună a credinței până la capăt. Mă iertați că acum mai mult. Mulțumim pentru încurajare. 2-0, da? Și apoi fratele Iulian a zis că ne aduce ceva de la Domnul Iisus. O primiți și ne aduce și la noi. Mai bine, eu cântăm așa timp. Credința mea e
Fratele Dani Achim și-a început discursul cu Genesa. M-am gândit la o poezie pe care se auzi în legătură cu asta. Iar când fratele Iov a spus o poezie superbă despre cuvânt, m-am hotărât. M-am hotărât pentru că Domnul nostru Iisus Hristos sau Iisus nu întruchipează numai cuvântul, ci și înțelepciunea. Și eu despre aceasta ar vrea să amintesc, pentru că atunci când s-au pus temeliile Pământului, El era la meșter, El era ca meșter lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu găsea în fiecare zi desfătarea în El. Juca pe rotocolul Pământului și își găsea plăcerea întâi oamenilor care nici nu erau încă născuți. Când juca înțelepciunea pe Pământul necreat și își găsea toată plăcerea în fiii celui preanalt, a început creațiunea. Cum Tatăl a plănuit, Logosul lucra ca meșter cu puterea investit. A făcut pe om din humă. Dumnezeu l-a acceptat și acestui trup inert, Duh de viață i-a suflat. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit la răsărit grădina Eden, în care a pus omul în dormit. Erau tot felul de pom, toți erau buni de mâncat, dar în mijlocul grădinii Dumnezeu a așezat un principiu de ascultare, ca să-l testeze pe om, i-a interzis să mănânce fructe dintr-un singur pom. Nu-l voi lăsa pe om singur să fie nemulțumit. Din carnea lui voi face un ajutor potrivit. Domnul a trimis un somn și omul a adormit, a luat una din coaste și nevastă i-a adormit. În sfârșit, omul a zis, carne e din carnea mea, ea se va numi femeie. În evreiește, Isha. Dar această armonie ce domnea în paradis a stricat-o Lucifer, după cum Moise ne-a scris. Șarpele a zis femeie, oare Dumnezeu vorbi să nu mâncați din toți pomii, căci cu moarte veți muri? Hotărât nu veți muri, ci veți fi ca Dumnezeu, ochii vi se vor deschide, cunoscând bine și rău. Ea luă un fruct din pom, apoi i-a dat la bărbat, mâncând s-au văzut că goi s-au temut și rușinat. S-au ascuns de Dumnezeu printre pomii din grădină, nu puteau să-i stea în față, când știau că sunt de vină. Cine a zis că sunteți voi? Dumnezeu a întrebat. Ați mâncat cumva din pom și porunca ați călcat? Femeia ce ai făcut-o ca să fie lângă mine, mi-a dat să mănânc din pom. Și n-am ascultat de tine. Dumnezeu a zis femeie. Femeie, de ce ai mâncat? Șarpele m-a mărit și de el am ascultat. Dumnezeu i-a zis la șarpe, fiindcă astfel ai lucrat, tu de astăzi înainte ești proscris și blestemat. Între tine și femeie eu voi pune vrăjmășie, din ea va ieși sămânța și va moșteni vecie. Aceasta îți va zdrobi capul și va fi biruitoare, deși tu de-a lungul vremii vei împunge-o în picioare. Femeii s-a adresat și a rostit o sentință. Vei naște cu greu copii, cu dureri și suferință. Apoi omul i-a zis, fiindcă ai crezut pe nevastă, blestemat este pământul acum din pricina voastră. Să mănânci iarbă din câmp și să seceri pălămidă, cu trudă și cu sudoare să scoți hrană din țărână, până când te vei întoarce cu tristețe în pământ, căci din el ai fost luat și el îți va fi mormânt. Totuși Domnul le-a făcut celor doi haine de piele, ca să nu se simtă goi și i-a îmbrăcat cu ele. Apoi au fost izgoniți din grădina frumuseții și a pus niște heruvim să păzească pomii vieții. Aproape 1000 de ani, ce la Domnul e o zi, a murit în cetat Dan și într-o zi el se sfârșit. A lăsat în urma sa întreaga rasă umană, bântuită de necazul, porosită și sărmană. Dar atât de mult Jehova a iubit făptura sa, încât a trimis pe Fiul ca să moară pentru ea. Îl vedem urcând calvarul spre locul crucificării și pe stâlpul infamiei semnând